Salut, băi șacalilor! Ce faceți? Este ciudat ce se întâmplă acum, nu? Care-i treaba, băi bărbați? Astăzi plecăm în Grecia. Bine! Plecăm în Grecia, suntem vreo 7 bărbați și o să fie tare și am zis, bă, dacă toți suntem 7 cretini, imaginați-vă 7 cretini în Grecia, hai să filmez alea, că știi? Și am filmat cu telefonul, știi? Nu mai iau camera, că e greu. Prin urmare, stăm vreo 7 zile în Grecia și o să fac daily vlog. Așa că începem chiar de acum. Eu m-am trezit la 3. Bine! M-am trezit la 3, am editat un clip, am mâncat de vreo 3 ori, m-am dus, am făcut antrenament. Cum se trezești la 3, băi? Iar acum, fraților, fiți atenți ce mic dejun mi-am făcut. Mă rog, al treilea mic dejun. Iar acum, băi, bărbați, ia fiți atenți. Hop, un pic de lămâiță peste somonul ăsta, știți? Ca să fie hazul bun, că e bun tare. Este foarte bun dacă știi să pui, dar cu măsura așa din ochi, hazul meu. Ratat, ce părere ai că fratele tău pleacă în Grecia? Fac în capul tău tare. Cum dau zoom? Nu pot să dau zoom? Ia, arată. Cea mai bună investiție, am dat 7 de zile. Asta e până mă enervește, mama. Te vede clar că mama și-o dorit, dar doilea copil și-o prima trasă și-o fată și-o mai făcută ca un copil și-o ieșit minunăție asta de băiat aici. Subscribe la Denis Stevan. Foarte de fiat, atenție, mă obțăm acasă capul lui Lucian. Mă obțăm acasă capul lui Lucian. Da, mă, uite, auzi. Ia, uitați, bărbați, ce se întâmplă? Hai că ajungem dacă e. Dar știi cum o să facem? Știi cum vreau să facem? Gen, știi meme-ul ăla de pe TikTok când zici choose your character și stăm toți așa și zic Luca, jucător de Minecraft, Gaitan, manelist profesionist. Să facem așa. Am început. Stai cu minte, stai. Mă provoci, mă ispite. Așa se pleacă în Grecia. Așa se pleacă în Grecia, băi, băi. Bam! S-a mai recrutat unul. Bine! Hai noroc! Băi, Luca, mă văd dacă filmezi așa? Bă, te vezi așa, așa. Bă, n-am mai făcut vlog cu telefonul până acum. Deci, dar de cât cu camera? E tare? Ești cam tank. Băi, ca idee, noi era să nu mai plecăm, da? Deci, ca idee, era chiar să nu mai plecăm. M-am cedat eu cu Luca, eu cu Gaitan, eu cu Vlad, eu cu Alina, Alin cu Vlad, Vlad cu Gaitan, gen, ca idee. Bine, no? Până vine trenul. A, ce imagine faină. Ia uita-l. Bă, ăsta e cadrul cinematic, ești prost. Ia uitați, bărbați. Până vine trenul. Hai să vedem. Hai alea, că sunt. Ia vezi, Vlad, cât mai e până mine. O, bărbați, că suntem pe unde suntem? Aproape de... Aproape, am ieșit din Bacău. Am ieșit din Bacău, ca băieții. Se vede? Danger. Vă veni trenul, băieți. Hai, S-am plecat. Hai, că până trece. Au, au, au. Pe apă, pe bine. E ăla, știi, când nu se oprește, știi, când filmează prea mult, știi? Oh my god! Filmez eu că Snick s-a îmbătat. Literalmente, Snick care bea apă aici și am alimentat acum mașina și trebuie să luăm vignete. După cum puteți vedea, aceste Dunărea filmează repede Dunărea, bine Aolo. Rău, Aolo, bine rău Dunărea. Bine rău Dunărea. După Dunăre o să fie foarte frumos, avem un drum foarte... bine lucrat din partea românilor. Vlad, vrei să zici ceva? Nu, coleg. Fără comentarii. Gaitan, vrei să zici ceva? Oh, uite-te la cameră, frate. Nu te... Hint! Sincer acum. Bă, cine două pens cât era să facă pe podul ăsta. Hint! Nu te uita la cameră când conduci. Bună dimineața, lume! Este ora 6 dimineața. Eu am dormit foarte bine. Tovarășul n-a dormit deloc. Absolut deloc. Absolut deloc. Power! Aia zic, nici ea nu a dormit deloc. Eu sunt singurul care a dormit pentru că m-am băgat în spate. Abibi, cam tu bulgării. Fraierii ăștia nu au dormit, în schimb lor li merg telefoanele. Mie nu merge telefon. Vloggerul fără telefon. Nu postez, nu mănânc. Și Alin H, cum te simți să fii șoferul personal? Al meu? Prost. Da, uitați, dragi prieteni, căci am ajuns. Avem și basket. Cred că alea sunt de acolo, dar poți să dau zoom? O, se poate. Eu se pare că am rămas pe jos. Dar ca idee am ajuns. Hai cu noi. Pot să vin și eu cu voi? Hai! Hai! Mă urc eu la voi! Așa, expres continuă, dragii mei! Chiar părea foarte diferit în poze. Părea nimerit bine aici? Am ajuns în paradis! Haide! Hai, Vlăduțe, bine! Am mai zis acum 5 minute, dar trebuie să fac această glumă și pe vlog. Vlad este singur om care poate să scale propria greutate într-o mână. Și fie la unde, eu? Cam da! Aveți încredere în așa zis și doamne. Room tour! Bine! Am văzut că dure ce avea. Ia. Te rovește. Op. Eu nu stau pe care am zis.
Prigu, facem, dăm cu banul care stă pe canapea. Facem pe zile, bă. Facem pe zile. Hai că nu e rău. Dar fac eu turul. Bă, ești prost, se vede chiar mișto. Bă, cum baina acum care stă pe canapea? Hai, cum baina. Hai, cum baina. O ieșit. Nu, o s-au ieșit, hai. Cum baina. Eu dă-l pe canapea. A, e, fraților. Aceasta este locația. Sunt multe viluții de-astea. Și acum ar trebui să mergem să vedem piscina. Înainte de a sărim piscina, este cam tare. Băi, ești proști, caldă este. Ce vorbești? N-aveți să... Da, mâncăm. Da. Ce, mă? Da, să pun așa. Bă, chiar ne băgăm? Ia, hai, cam dat drum. Stai. Mi-arunc să-mi iau părul, vere. Da, e și mă cor, mă, cu găgi, cu ce fac din mă, cu toate găgicile dorm, mă. Hai pe una, tine, hai, cum în cap? 3? Nu, bombă. 3, eu fac cum vreau. 2, 1, și! Ce bună e steaba mare și este prea tare, ești prost. Ce vorbești? Mamă, nu mai vrei la nicio masă. Bă, nu-mi dați porul, bă. Bă, dar ce tare este, ești prost. Nu mai vrei la nicio masă, vere. Ce ai, că-i bun? Haide, bă, și tu! Haide, bă, leule, bă! Frumos! Este... Bine. Ia, n-ai fost să dai îndu-i. Nu se uite nimeni! Hai, bă, dacă ai chită, dă-i! Bă, băieți! Ce este, fraților, asta? Bă, uite ce furnici mari, bă! What? Bă! Sau ucine... Bă, spune aia... What? Bă, vedeți ca pânjiri. Bă, nu dau. Bă, uitați-vă ăla. Man, unde suntem? Cât de tare este? Legit, este prea tare, ești prost? Doamne. Am făcut undeva la 14 ore. Suntem rupți toți, dar toți rupți. Și acum am zis că venim până la mare să o testăm. După mergem să mâncăm adevărat, dar ce bine, băi, fraților. Olea cât de... Sper să vă placă aceste daily vloguri, cum ar veni. Care nu-i place, mama altul mai face. Dar uitați ce frumos, vii pe aici, bam, hâți, hop. Sper să filmezi bine acest telefon. Sper să vă placă de mine. Mie îmi place de dumneavoastră. Da, uitați. Nu mai, băi, dacă nu postez poze pe Instagram de aici degeaba, băi. Bă, Luca, dacă nu facem poze pe Instagram de aici degeaba. Eu că nu mai merg să mă plec. Au ce 3 ore în picior la bărbat. Bă, mi-e foame, nu trebuie să-mi foame. Eu s-o obosit, te strâmb în gură. A tremurat. Se pare că doar 3 din cei 7 au vrut să testeze terenul. Cel... 3 sunt puternici. Ceilalți n-au avut tupeu. A uitat o leacă cum e. Deci sunt în Bali aici, ești prost. Adevărat sau? Bale de Bacău. Bale de Bacău. Au venit băcăuani. Bă, piratul, uite-mi cu a. Hai. Încă un pirat mai în față, care pare că n-are treabă cu noi. Băiatul, ești cu noi? Salut, sănătate. Hello, how are you, my friend? Merge să mânca prin pustiitate. Multi, după cum puteți observa, distracție. Este mult mai liniște decât mă așteptam să fie. Dacă vrei să pleci o leacă din haosul orașului. Dar ajungi cam în pustiitate. Ca idei, fraților. La bărbații, la un ghiras corect. 50-50. Leu, care e aici, aia. Eu o să-mi iau 2 cu săran. Eu îmi iau unul că sunt băia finuț. Eu iau unul de pui și unul de porc, că sunt săran. Aia e, tu mă interesează. Am o întrebare. Bea și Lucio bere? Sincer. Deci bea apă, 50-50, boșilor. Te filmează? Da. Uitați ce descoperire am făcut astăzi. Este un arici de mare. Wow. Muncit chiar de mine. Îl cheamă Timofte. Cam înțeapă și chiar se mișcă. Uitați testul cât se mișcă. El este aici. Bine, acum nu prea se mișcă că e... Uite! Uite cum se umflă! Și vrea să mă pupe cu această pupăciune a lui. Uite pe ăsta. Ăsta pe timpul pus. Sigur mă înșeală când e cu băieții. El cu băieții. Vrem să facem o canapea. Haide, bă! Hai că canapea aici, vede. Păi și cum... Bă, stai leacă, bă. Hai, noroc. Unde facem, bă, gen... spătarele alea așa alea? Deci, eu zic așa. Zona asta de aici face spătare. Ideea e că în sipul ăsta trebuie să ne vină gen cam așa. Nu ai zis să ne vină apă, bă! Bă, am dat de apă, bă! Ia zi, zi, bă! Ce să zi, mai zi? Nu mai e! Gata, mă, ați muncit pentru mine? Bă, care, da, care vreau să ne vină? Nu aici, nu ne îngropăm aici, bă, că munci pentru canapea. Ne îngrop mai încolo. Auci o dată a meu de apă, bă, ești prost. Păi, mai are rost să cumpărăm?
Luci acum s-a apă pentru video. Dacă am închis camera, salut! Băi, Leo, gata, nu mai pot. Ziua 2. Uai, ce urât să văd astea de aici, băi, ești prost? Ia să vedem, băieți, ce am făcut până acum. Facem o adevărată piscină, o adevărată canapea. Cum fac aia prin TikTok-uri, numai că nu... Încă suntem în lucru. Care e inginerul de proiect aici? Eu, cum? Dirigentele de șantier. Cum adică cu oare? Nu, dirigente. Vrei dirigentele? Dirigentele! Mi s-a mai alăturat un om. Ăsta care ne-a stricat până acum. De obicei nu vorbesc, dar m-am enervat. Da, uitați așa ce exotic se vede aici, așa, bam, bum. Și cu ăsta aici, așa, care e, așa. Așa. Anim pe acolo. Dar foarte exotic, vă place așa, nu? Bun, și cam aici să terminați cu daily vlog-ul. Am zis efectiv că o să filmez în fiecare zi, dar am filmat doar primele două zile și după m-am plictisit foarte tare și am rămas cu atâta. În momentul acesta, bărbați, vacanța o mai durat undeva la 6 zile și o să vă folosesc de story-urile de pe Instagram ca să vă povestesc ce s-a mai întâmplat. După clip să mă urmăriți pe Instagram la Aronz Niculeț, sărut mănușițele și ce e sub. Să trecem la treabă. După ce ne-am întors de la plajă, am fost să ne relaxăm corespunzător la piscină. Am făcut chiar și un concurs de ținut respirația să vedem care e mai bărbat dintre noi. Pe seara am fost să mâncăm ceva prin oraș, pe la ei pe acolo și când am ajuns acasă mi-am găsit prietenii dormind așa. Următoarea zi a fost așa un chill total, l-am făcut câteva cumpărături. Raulia! Partea lui Luci. Partea care nu e lui Luci. Partea mea cum am zis. Am avansat cu canapeaua, am jucat cărți ca bărbații, am făcut story-ul ăsta de viking și după m-am culcat. Ziua 2. Mă rog, nu știu dacă e ziua 2, sigur o să le numerotez greșit, da. Ăștia la unul cât dormeau. Am fost iar la piscină, că apa era caldă, rău de tot, băieți. Am făcut o poză de viking să o pun pe story și după am făcut poze și cu ceilalți vikingi, adevărat. Ne-am prostit o leacă, am fost la o cafeluță cu priveliște, am dat câteva ciobănești în asta. Și după final am fost într-un club la grecii ăștia care, fraților, să n-am eu parte dacă nu, bă, ăștia n-au o treabă cu distracția, bă. Când m-am întors, m-am întins o leacă pe iarbă să mă uit așa la cer, că era foarte înstelat și normal că veniți ăștia să-mi strice feng shui. A, uite pe mine. O renovare. Adevărat. După voiam să mă culc, dar am stat așa, am râs până la 5 dimineața și filmarea asta spune multe din nefericire. După 3 zile în Grecia. 3 zile fără femei. După 3 zile fără femei, aia e, mă. Un post pentru bărbații care se uită la mine și vor să meargă cu, ca bărbați așa în vacanță, numai cu bărbați, nu-i bine. Nu este bine, vă zicem noi că nu-i bine. Ziua 3, aici nu cred că s-a întâmplat prea multe. Am fost ca balcanice pe la o plajă alăturată să ne dăm cu schijetul și cu canapeaua aia pe apă, știți? Dar pe la 5 o trebuie să plecăm că venea mare tornadă. Și când mă refer la mare tornadă, chiar a fost mare tornadă. Nu mă refer la tornadă ca furtună. Efectiv, am văzut un TikTok filmat din zona aia după ce am plecat noi. Bă, a fost efectiv tornadă, ești prost. Pe seara ne-am îmbrăcat corespunzător să mergem să mâncăm iar. Următoarea zi ne-am trezit târziu și pe la 4 așa ne-am dus la mare. Am zis că, mamă, facem și noi niște poze cu priveliște asta superbă. Dar noi și niciuna că s-a ratat rău și nu mi-a plăcut niciuna. Seara, fraților, ne-am distrat cum se distrează bărbații adevărați și cred că pozile acestea, fraților, zic mai multe decât aș putea eu să spun vreodată. Luca și-a cumpărat o figurină de asta în formă de cuculeț și ne-am gândit noi să o aruncăm și să o lipim de tavan și să trecem cu gura așa deschisă la pe sub ea și cine cade, știi, așa, cui cade în gură, na, ăla e. Dar dacă închizi gura să primești pedeapsă 10 șuturi în funde la fiecare. Sigur mă șală când e cu băieții. El cu băieții. Măcar de 5 secunde. Nu, treci, doar 5 secunde. Și acum am făcut în genul. Păi tu ești primul că e ca așa. Hai, repede. Bă, dar ce emoții am. Repede. Hai, 1, 2, 1, 2. Ai turcat-o în gură, mă.
ne-am aranjat și noi ca patronii, hashtag clanul Bacău Mafia Mare. Am fost o leacă pe la un club de ăsta de pe aici, mai fiță, cică, și ne-am făcut o leacă pe Cocalaru în seara aia. Este adevărat. Dimineața am fost la plajă iar, ne-am îngropat în nisip și cam atât. Ultima zi. Sunt sigur că nu le-am numerotat bine, dar știu sigur că asta este ultima zi. Am fost iar la mare, că doar de asta am venit, pentru prima dată în Grecia să văd și eu apa aia cu din văd picioarele în ea. Am făcut niște poze drăguțe de vikingi, pe asta chiar am postat-o pe Instagram. Am fost iar prin oraș pe la ăștia și am cinat cu această priveliște superbă. Și cam asta au fost vacanța, au fost mult mai frumos în realitate, asta e doar ce am reușit eu să filmez. Un lucru știu sigur că nu mă mai ambiționez eu niciodată, fraților, să zic că fac eu daily vlog când plec în vacanță, că am mai încercat să nu merge, nu merge. Îmi pare rău dacă este cringe, dar am zis să-l fac. Am întrebat chiar pe Instagram dacă vreți să pun vlogul ăsta cringe și s-o mutat vreo 20.000 de voturi și am zis ok, îl pun. Sper că v-a plăcut și că am reușit o leacă să vă transmit din emoția, să vă bag așa cum ați fi fost și voi o leacă măcar acolo. Îmi spuneți neapărat în comentarii voi unde ați fost plecați vara asta, în ce loc ați plecat în vacanță, eu citesc toate comentariile și dau inimă. Și ca de fiecare dată eu ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bubu!